Cam așa arată terenurile din zona de nord a orașului Drobeta, Turnul Severin, din cauza deșeurilor aruncate pe câmp. Gropile de gunoi ilegale sunt la câțiva zeci de metri de locuințele oamenilor. Acolo e o groapă de gunoi și dacă bate un vânt mai puternic, le suflă. Dar oamenii le mai aruncă și pe aceea câteodată. Vara deranjează, mirosul deranjează? Păi cum să nu deranjeze? Deranjează. Gunoiul întotdeauna deranjează, miroase și toate astea. Astea ar trebui strânse, cumva să localizate, izolate. Închise în ceva într-o, știu eu, nu așa, în contrastea, se ia vântul și se duce. Deranjați de gunoaie și de peisajul sinistru, locatarii au sesizat autoritățile. În a treia zi a anului au declanșat o acțiune de strângere a deșeurilor, însă vor să-i găsească și să-i și amendeze pe cei care le aruncă. Cei care vor fi prinși că aruncă deșeuri în aceste spații vor fi amendați cu o amendă de la 500 la 10.000 de lei, vor fi confiscate utilaje, căruțele, cai și mă gândesc că pe această cale nu o să mai arunce în locuri nepermise gunoaiele. Nu este pentru prima dată când autoritățile au declanșat campanii de igienizare a zonelor periferice ale orașelor, însă nu a trecut prea mult timp și deșeurile au apărut la loc.